Bine ați venit! Mișto rapide! Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Romilor. Este un eveniment organizat de grupul școlar Nicolae Bălcescu, liceul la care eu sunt profesoară de limba franceză. A doua mea specializare este și limba romanii. Și ne-am dorit anul acesta să derulăm un eveniment care să atragă cât mai multe școli și elevi de asemenea în acțiunile pe care le-am propus noi. Astfel, acum, începând cu orele 9 și jumătate, 10 fără, să începem prima secțiune a proiectului Prieten bun la ce am ala. Suntem deja la a șasea ediție Romii de ieri și de azi. Și prima secțiune de care facem amintire este concursul de cultură generală Romani-Pen, adică istorie, limbă, cultură romanii. Ați primit dumneavoastră școlile, întrebările și bibliografia necesară pregătirii concursului și sunt convinsă că sunteți foarte bine pregătiți și o să avem ceva dureri de cap în această privință, că o să dăm probabil numai premiul întâi. Aș vrea să vă mai spun că sunteți 13 echipe, asta însemnând 65 de copii, de aceea nu am așezat aici câte 5 scaune pentru fiecare echipă, ar fi însemnat să ocupăm mai toată sala. De aceea o să vă rog să veniți fiecare echipă în jurul scaunului, dreptul căruia există eticheta cu numele școlii. Aveți pe scaun o foaie de hârtie și un pix pe care veți scrie răspunsurile întrebărilor. Și am să vă spun acum cum anume se va derula și concursul. O să extragem la sorți și 10 copii dintre voi vor extrage cele 10 întrebări. După aceea o să vă adresăm fiecare întrebare în parte. Pentru fiecare întrebare, cred că mai mult de 5 minute nu aveți ce să faceți. Răspundeți la prima întrebare. Un delegat din echipă va veni la microfon și o să citească răspunsul. Va trece la loc, urmează următoarea întrebare și așa până la cele 10 întrebări. Juriul de astăzi este format din doamna profesor de istorie de la grupul școlar Nicolae Bălcescu, Liri Niculiță. Și din doamna Hociotă Elena, profesor de geografie la același liceu. Bineînțeles, eu, Violeta Iriș. Fiecare întrebare va fi notată de la 1 la 10. La sfârșit, după ce fiecare membru al juriului a notat în parte fiecare echipă, vom face totalul și apoi, după o mică pauză, o să vă acordăm premiile. Noi am zis că vor fi premii 1, 2, 3 și 3 mențiuni. Îmi doresc din tot sufletul să nu dau mențiuni, ci să dau doar premii. Și cred că ar trebui să și începem deja. Așadar, începem din dreapta mea, școala Nana, care cred că i-am luat pixul. Da? Vă așezați, vă rog, în jurul scaunului. Da, puteți să și aplaudați. Bun. Încercați să stați mai aproape de scaun, da? Nu neapărat jos. Urmează școala Spanțov, cred. Și vă așezați în jurul scaunului. Școala Șoldanu. Da.
și școala Budești. Puteți să vă îndepărtați scaunele așa cum simțiți, nu trebuie neapărat să stea în acel loc. Da, ar fi fost bine, dar acum... Da. Faci un pic loc, așa? Școala Gălbinaș. Copii, știu că vă este greu doar cu un singur scaun. N-am avut cum anume să vă fac mai mult. Da, urmează din nou școala 5. Școala Curcan. Grupul școlar Nicolae Bolcescu. Școala Luica. Și din nou școala Luica. Bun. Cei care nu sunteți în concurs, vă rog să luați loc în sală. Dar toată lumea se așează. Dar trebuie să fiți atenți ca să știți care este răspunsul la întrebarea acelei întrebări. Da? Bun. Între timp, hotărâți între voi cine va citi răspunsul întrebării, atunci când veți fi chemați la microfon să dați răspunsul. Grupul școlar Nicolae Bolcescu, clasa a noua. Cei doi reprezentanți de seama ai școlii ardelene de origine romă se numeau Ion Budai Deleanu și Petru Maior. Școala Șoldanu. Cei doi reprezentanți de seama ai școlii ardelene se numeau Ion Budai Deleanu și Petru Maior. Mulțumim. Școala numărul 2, clasa a 6-a A. Ion Budai Deleanu și Petru Maior. Mulțumim. Școala numărul 2, a 6-a B. Cei doi reprezentanți se numeau Petru Maior și Ion Budai Deleanu. Mulțumim. Școala Luica. Cei doi reprezentanți de seama ai școlii ardelene de NIE Romă se numeau Ion Budai Deleanu și Petru Maior. Mulțumim. Școala Spanțor. Cei doi reprezentanți de seamă ai școlii ardelene erau Ion Budai Deleanu și Petru Maior. Mulțumim. Școala Nana. Cei doi reprezentanți de seamă ai școlii ardelene de origine romă erau Ion Budai Deleanu și Petru Maior. Da. Mulțumim. Cine a afirmat că emanciparea romilor este un pas mare către renaștere socială și morală a patriei? Cine a afirmat că emanciparea romilor este un pas mare către renaștere socială și morală a patriei? Școala 2, clasa 6-a B. Lăvăfătul Gheorghe Sturză. Mulțumim. Școala Sator.
Școala Jordane. Căpătul Gheorghe Stuza. Mulțumim. Școala Luca. Această afirmație este făcută de la Căpătul Gheorghe Stuza. Mulțumim. Grupul școlar Nicolae Borgescu a clasa a noua. Această afirmație a fost făcută de la Căpătul Gheorghe Stuza. Mulțumim. Școala Bucan. Afirmația a fost făcută de logofotul Gheorghe Sturza. Mulțumim. Logofotul Gheorghe Sturza. Mulțumim. Școala numărul 5, clasa 8. Această afirmație a fost făcută de logofotul Gheorghe Sturza. Grupul școlar Nicolae Borgescu. Această afirmație a fost făcută de logofotul Gheorghe Sturza. Mulțumim. Școala Budești. Logofotul Gheorghe Sturza, după o călătorie în străinătate, la întoarcerea sa în țară, a adresat Ministerului de Finanțe o scrisoare care solicita emanciparea romilor, care era un pas mare către renașterea socială și morală a patriei. Mulțumim! Școala Grădinaș. Această afirmație a fost făcută de către logofotul Gheorghe Sturza, care a încercat să dezvăluiască ultimii rog rămași prin cea scrisoare. Mulțumim! Întrebarea numărul 30 este următoare. Care este partea cea mai rușinoasă a trupului omenesc conform credinței rome? Care este partea cea mai rușinoasă a trupului omenesc conform credinței rome? De la drumul sus, corpul este pur. De la drumul jos, corpul este impur. Plecele și genunchii trebuie să fie întotdeauna acoperite. Mulțumim! Școala Căucii. Partea cea mai rușinoasă a trupului omenesc, conform credinței romești, sunt genunchii și plecele. Mulțumim! Grupul școlar Nicolae Borgescu, clasa 13. Conform credinței romești, cele mai rușinoase părți ale corpului sunt plecele și genunchii. Mulțumim! Școala Cățani? Genunchii și glezele, în acord cu partea inferioară a corpului, de la pus în jos, se consideră a fi cea mai rușinoasă parte a trupului omenesc. Mulțumim! Școala Cățani, clasa a șasea? Genunchii și glezele! Mulțumim! Școala numărul 2? Genunchii și glezele! Mulțumim! Școala, grupul școlar. Partea cea mai rușinoasă la trupul omenesc, conform credinței romene, reprezintă genunchiul și glezele. Mulțumim! Școala Jordane. Conform credinței romene, cele mai rușinoase părți ale corpului omenesc sunt genunchii și glezele. Mulțumim! Școala Luca. Părțile cele mai rușinoase ale corpului omenesc, conform tradiției rome, sunt genunchii și glezele. Mulțumim! Școala Santo? Cea mai rușinoasă parte a corpului este cea inferioară. Mulțumim! Școala numărul 2, 6, B? Părțile cele mai rușinoase sunt genunchii și glezele. Mulțumim! Și școala Nana? Cea mai rușinoasă parte este cea inferioară, de la gâtul jos, mulțumim! Dragi copii, juriul a deliberat și suntem gata să vă înmânăm diplomele și adeverințele de participare pentru profesor. Colega mea, Lili Niculiță, doamna profesoară de istorie, vă va pune și punctajul și o să și anunțe care sunt premiile. Așadar, vă rog, cei care sunteți în stânga mea, așezați-vă în sală. Mulțumesc foarte mult! Se acordă mențiunea
mențiune pentru școala cu clasele 1-8 Gălbinaș. Școala Gălbinaș a avut un punctaj de 85 de puncte și a greșit la întrebarea 3, adică întrebarea 15, unde a luat 5 puncte din 10, și întrebarea 34, unde a luat 0 puncte, pentru că în loc să spună că banii se acordă din partea casei mirilor către mireasă, a spus invers. Se acordă premiul 3 pentru școala cu clasele 1-8 din comuna Nana. Școala Nana are 89 de puncte și a greșit la următoarele întrebări. A luat 5 puncte din 10 la întrebarea 2, 5 puncte din 10 la întrebarea 30, și 9 puncte din 10 la întrebarea 24. Se acordă premiul 2 pentru școala Spanțov cu 95 de puncte. Școala Spanțov a greșit la întrebarea 30, unde a primit 5 puncte din 10. Să vină și doamna profesoare. Și acum îi acord dreptul doamnei Ibiș Violeta să acorde premiul 1, pentru că până aici juriul și-a făcut datoria. Am avut datoria să justificăm pentru ce punctajul nu a fost maxim la aceste echipaje. Așa că, domnișoara Ibiș, vă rog să mânați premiul 1 pentru celelalte școli care au totalizat 100 de puncte. Așadar, premiul întâi se acordă școlii cu clasele 1-8 din Șoldan. Felicitări! Același premiu întâi se acordă grupului școlar din Budești.
director, să veniți și dumneavoastră. Mai am un premiu întâi pe care îl acord școlii Alexandru Deghica. Da, a fost la școală 5. Ei au fost pregătiți de colega noastră Mihaela Batista. N-ai avut bine. Gracias.